Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare, foarte generală, foarte colectivă, povestea zilei, povestea serii, eventual, o poveste înainte de culcare. Dragii mei, sper că ați petrecut frumos astăzi pentru cei care ați avut liber. Vă pregătiți pentru Paști, dar până atunci ne mai auzim. Am pregătit cărțile, au venit deja câteva. Din seria aceasta, pe care deja m-am obișnuit să o folosesc la etalările colective generale, la capătul setului, opa, la capătul setului de cărți, o nouă lume. O nouă lume. Probabil etalarea aceasta este continuarea uneia pe care am făcut-o de curând. E un nou capitol între două suflete pereche. Cineva trebuie să-și ceară scuze pentru niște confuzii, niște lucruri ascunse, niște chestii. Prima a venit asul de cupe, apoi două cărți au venit. Stați, e preetalarea și vedem ce legătură, sau mai faceți și voi legăturile, că nu stau acum să fac eu legăturile tot timpul. Poate sunt situații separate sau etape. Însă, asul de cupe e un început. În care începe să vă iubiți, să vă vindecați de ceva. Au venit aceste două cărți, dar invers, ascunse. 0 și 7 de băte. Și apoi îndrăgostiții și în spate 9 de spade. 5, 5 de spade. În seria aceasta de cărți, Fenixul, care este prima chakră. Cineva renaște de la zero, da? Din cenușă. Din cenușă. Își reconsideră stabilitatea și apare și Liliacul, care nu e tocmai, ia uite, de la Liliac, elemente aer avem. Avem 5 de spade, aer, gemeni, eventual, dar nu obligatoriu, mai sunt și alte. Avem scorpion, peștrac, scorpion, berbec, leu, săgetător. Și cine mai vrea să fie, pentru că aceste elemente nu sunt zodiile. Vă rog, nu vă fixați pe zodii, sunt elemente din harta voastră natală. Și, în primul rând, aspecte din voi care trebuie rezolvate. Imediat spun. Mai pe înțelesul eventual altora. Element de aer. Unul foarte toxic, foarte nu nocturn, în sensul că și eu lucrez noaptea, nu, negativist. Dar s-a învățat în negativitatea sa. Ba chiar probabil, e o ironie, îi se pare înălțător să fie așa, îi se pare inteligent să fie, nu știu, așa întunecos, ascuns, misterios. Dar, uite, interesant, Phoenix. Vedeți voi, și aceasta este înaripată, aerul, 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 aerul. Și aceasta este înaripată, dar este într-o altă vibrație diurnă. Vulturul este o forță. Este un prădător. Și interesant, văd că e față în față cu această regele de aer și regele de apă. Regele, bine, ultima carte din această serie. Aceasta fiind 13. Liliacul. Aș spune că sunt două șanse. Când vrei să te transformi, ori te transformi conștient și pentru această conștiință, conștiință, ce vrei tu să transformi, trebuie să te mai rogi, trebuie să implici un pic de emoții, trebuie să te vezi corect în oglindă, ca să știi ce ai de manifestat, negativ, pozitiv. Trebuie să mergi în adâncurile ființei tale cu balena, da? Să te simți și apoi să te ridici exact. E o trecere de la minus infinit la plus infinit. Exagerez un pic cu infinitul, dar de la un adânc la un foarte înalt. Și aceste lucruri, da, pot să fie două persoane care stau față în față și au multe elemente comune, chiar dacă par opuse, apă și aer. Însă, sunt elementele din ființa noastră, emoții și minte.
cum să manifesti ceva coerent dacă nu simți, doar gândești? Nu, aici este diferența între această naripată și aceasta, care e aptă să se conecteze și la această lume acvatică emoțională. Da, e aptă. Vedem dacă sunt două persoane. Dar deocamdată am un mesaj. Cine vrea să se transforme conștient, trebuie să treacă prin, e un soi de Pluto, să treacă prin toate emoțiile, pozitive, negative și gândurile, ca să ardă și apoi să se ridice. Cine se lasă transformat, pentru că oricum ne transformăm. Cine are impresia că, vai, eu sunt stabil, eu sunt, eu știu cum, eu nu mă schimb, eu nu... Ți se pare ție. Te schimbă viața. Te schimbă oamenii care stau în jurul tău sau lângă care stai. Timpul. Pentru că toți îmbătrânim. Așadar, de schimbat, toți ne schimbăm. Ideea este, pentru că văd aici trei narepate, da? Să ne schimbăm conștiința, alegem credința, să alegem sensibilitatea, compasiunea, comunicarea. Ambele comunică. Bine, și aceasta, dar comunică negativ. În fine, mesaje pentru unii dintre voi. Vorbim despre o transformare a unei persoane, în mod special. În conexiune cu o altă persoană. Ideea este că dacă n-am întâlnit anumite persoane în viața noastră, nu am putea să... Și eu am întâlnit oameni care m-au inspirat. Sunt câțiva pentru care am deosebit respect. Îi număr pe o singură mână. Pentru că eu n-am încredere în oricine. Cât ar fi de lăudați, că unii mă mai întrebați, spune și mie unde aș putea să mă duc să fac cu tare, cu curățări, regresii, consiliere, la. Nu recomand pe nimeni pentru că eu nu am încredere decât în, am zis, câteva persoane și din aceste câteva persoane, unele deja s-au dus în alte spații. Sunt niște maestri foarte puternici. Așadar, trebuie să întâlnești în viață un... Și toți avem această ocazie. Toți avem. Să nu zică cineva că n-a întâlnit. Că nu-i cred. A, că n-ai vrut să te bucuri de acea întâlnire foarte specială, e problema ta. Zero și asul de cupe. Da, cele două cărți confirmă un început. În această perioadă, unii dintre voi, nu toți, sunteți pregătiți să începeți ceva. Iar, apropo de naripate, am vorbit de Phoenix, renaști, dar ai de învățat un nou tip de zbor. Cum să zbori în noua variantă sau noua realitate. Ce interesant, șapte de bute uneori înseamnă blocaje, dar ce drăguț, în aceste de cărți blocajele se dau la o parte și apare un soi de as de foc. Da, ai nevoie de, am văzut aer, minte clară, emoții curate și curaj. Uneori un dram de nebunie cu acest nebun, un dram, nu mult. Dar dramul ăla e fain, dacă este echilibrat cu... O ambiție sănătoasă. Lumina din voi trebuie să iasă în evidență, în față, dincolo de blocaje. Repet, poate și cred că are legătură cu o relație. Ar fi, să zic, următoarele au venit îndrăgostiție și cinci de spade. Apropo de naripate, doi oameni transformați. Poate unul s-a transformat înainte și arată calea, că așa se întâmplă în stoluri, da? Unul arată calea, celălalt urmează și învață calea. În cazul în care celălalt se pierde sau se duce, da? Face trecerea, celălalt a învățat și va fi ghid pentru ceilalți.
sau pentru familie, urmași și așa mai departe. Dar ai de ales, pentru că îndrăgostiți înseamnă și dragoste în acest nou început, dar înseamnă și alegeri. Ai de ales, uite, blochez, oameni, legături care te țin pe loc mental, te intoxică, te bruiază, bârfe, conflicte mentale interne, apropo de acea purificare. De la liliac la vulturi e ceva. E chiar foarte șocantă transformarea. Pentru că văd că totuși două suflete pereche încheie un capitol ca eventual să redeschidă un altul pe alte coordonate. A mai apărut ceva, parcă, ceva legat de suflete pereche. Da, uite, doi de cupe. Și aici cavalerul de... Cineva care a pășit pe lângă casă, în afara familiei sau în afara sistemului în care a fost educat. 10 de monede. Dacă a fost un triunghi, a străit vreo variantă de triunghi, obtuz, isoscel, echilateral și ce mai fi fost, în care al treilea element să fi fost familia cuiva, nu musai a treia persoană, al treilea iubit sau eu știu ce, al doilea, reconsiderați relația. Iar 5 de spade. Dar să termin ce aveam de spus. Pentru unii poate să fie o aventură în afara familiei sau neapărat în afara familiei, în afara sistemului, a tradiției, a culturii. Și aia e o aventură. Pentru cei care trăiesc într-o cultură foarte strictă, religioasă, aoleu, că te-ai dus, te-ai culcat înainte de căsătorie, chestii de genul acesta. Se întâmplă, da? Pentru unii. Sau poate să fie diferențe. Unul du-te vino, celălalt foarte stabil. Și între voi, această legătură spirituală, emoțională. Dar, din acest motiv și confuziile și fricile, ce facem? E o nebunie, nu? Păi e o nebunie în momentul în care nu găsești punțile, nu reușești să construiești, să înțelegi lecția, să înțelegi... Asta este. Întâlnirea. De ce te-ai întâlnit? Tu, persoană foarte stabilă, cu un personaj aventuros și tu, aventurosule sau invers, aventuroasă, cu o persoană stabilă. Fiecare are ceva de oferit. Și aici este lecția. Dar ce-i drăguț? Dacă au fost conflicte, bârfe, cred că urmează niște discuții. Am mai lansat acest mesaj de curând. Și despre vindecare și despre comunicare. Regina de spade, gemeni, balanță, vărsător. Repet, sunt două situații sau două persoane în medii diferite. Păi, pardon, când vii din mediul acesta, cum poți să stai de vorbă cu regina de spade, care e obișnuită cu adevărul, cu recunoștința, cu dreptatea? N-ai cum. Atunci, acest personaj trebuie să se transforme și atunci ideea este, da, 5 și cu 1, 6. 6 apare aici la îndrăgostiți, dar e un număr format din 3 și 3. Comunicare, 3 înseamnă comunicare pentru mine. Creație, 3 împărăteasă. Construcție, 3 de monede. De fiecare trebuie să se construiască. Acesta s-a construit, acesta acum învață în conexiune cu celălalt. Și atunci diferențele trebuie să înțelese și rezolvate. Dacă fugi, e problema ta. S-ar putea să nu mai primești chiar așa oferte de-astea oricând, în viață. Pentru că nu sunt la colțul străzii. Echilibru. Ați fost chemați, că e o lecție. 14. Ați fost chemați, aduși de alte spirite, higher self, da? Ca să vă echilibrați. Da? Unul are mai mult, altul mai puțin. Și uite, interesant, se pare că începeți să vă echilibrați unii dintre voi.
Cred că se va discuta, se vor găsi niște soluții, se va echilibra situația într-o formă. Cu răbdare. Probabil că a trebuit să așteptați unii foarte mult, alții mai puțin. Nu vreau să vorbesc despre răbdare, că nici eu nu sunt cea mai răbdătoare persoană, dar în față de alții totuși zic că am mai multă răbdare. Uneori mai am și eu accesele mele, că nu mai pot, dar în principiu a trebuit să învăț răbdarea. Aici a apărut ceva? Deocamdată nu. Hai să vedem ce ar mai fi de spus. E un nou capitol și asta e fain. O nouă lume. Da? Sfârșit? Zero. Și Phoenix-ul. Arderea. Vedeți voi, sunt două... Am mai spus așa, mai băgat prin etalări. Mesaje. Poate că ar trebui o înregistrare specială. Sunt două tipuri de curățare. Două elemente care curăță de karmă și de alte chestiuni. Apa și focul. Și cineva ceva e că apa și focul, ăla se aprinde, ăla se stinge, lăsați-mă cu teoriile astea. Apa și focul împreună au un rost. Și iar încercați să treceți peste programele astea, că vai, aer cu foc, apă cu pământ, nu e chiar așa. În viață Dumnezeu te mai pune și lângă persoane care par că nu sunt potrivite, dar descopere. Vezi, cu profunzime, cu răbdare. Sensul acelei întâlniri. Iar fac filozofia asta, e bine. Hai să vedem. Curățăm cărțile. Situațiune. O dată. De două ori. De trei ori. Marele preot. Moarte. Wow. Am vrut să treacă cu coadă ochiului, până la urmă v-am lăsat și pe voi 6 de monede. Da, transformare. Despre asta tot vorbesc de la început. Ia uite, vă puteți construi această relație. Ia uite, steaua. E un blocaj, e un munte, e greu. Dar nu e posibil. Vorba aia, au trecut ei Everestul. Dar s-au antrenat, aici e chestia. Au urcat, au trecut. Unii au ajuns, alții n-au ajuns. Trebuie să te antrenezi. Se poate. Și aici este provocarea. Nu știu, din punctul meu de vedere, încă meditez la ideea de a face ceva deosebit în viață. În momentul în care treci viața ca un puișor, și asta e o variantă bunuță, că poate să fie și mai rar. Dar eu sunt aici ca să mobilizez pe cine vrea să se mobilizeze către excelență. Și niciodată nu e timpul pierdut. Deci scopul meu aici, în acest mediu digital, este să mobilizez către vindecare, transformare și excelență. Să vă găsiți mai devreme sau mai târziu acel ceva unic al vostru și pe care să-l duceți pe culmea unui succes. Pe care îl permite mediul în care stați. Pentru că excelența diferă. De unde pleci și unde ajungi, da? Marele preot, moartea. Valetul de bute și 6 de monede. Wow, ce mesaj văd! Asta probabil că eu pentru pentru cine vrea să mediteze la el. Apropo de Marele Preot, care înseamnă religie, da? Și deși e cavalerul de bute, eu acum îl văd ca pe un valet. Văd ca pe toiagul lui Moise, pe care s-a suit la un moment dat șarpele, da? E un semn pentru anumite persoane că deși se profețește în această perioadă din anumite
perspective religioase, nu doar o singură religie, mai multe religii. Da? Avertizează despre evenimente negative, moarte, război și alte chestii. Puterea credinței îți menține și vitalitatea și te ajută să creezi în condiții în care alții mor. În condiții în care, da, ai cheia la viață dacă depășești acel program negativ. Și cheia la viață vine prin credință. În fine. Hai să clarific. Vreau să clarific. Marele preot. Puterea. Exact. Decât să stai cu grija de zilei de mâine, mai bine ți-ai aduce aminte cât de puternic ești prin credință. Prin ceea ce, prin forma aia de divinitate, apropo de infinit, de lumină. Da. Sunt două mesaje paralele. Acum îl lansez și pe al doilea în curând, după ce clarific moartea. Lumea. Ho-ho. Apropo, moartea prin lume, da? Lumea se transformă. Transformarea lumii, dar poate să fie și un capitol în viața voastră. Da, vă puteți bucura de viață, dincolo de aceste minciuni și programe negative. Da. Imediat vin și cu al doilea mesaj, rămân pe primul. Cavalerul de bute. Cavalerul de monede, da? Poți să construiești în continuare. Ia uite, să renaști. Să te ridici în vibrație. Aici, în 3D, da, trebuie să merg în paralel sau poate o să termin acest mesaj și văd eu ce... Dar pentru cei care se lasă influențați, pentru că și la un moment dat și eu am fost influențată de aceste mesaje negative, profeții negative, dar dacă știi că dincolo de acest 3D mai sunt și alte realități, sunt și alte posibilități și printre profețiile acestea este și una în care spune dacă vei avea credință, poate să pice de dreapta, stânga ta, XY, numere. Tu vei rămâne în picioare. Asta pentru cine vrea să înțeleagă. Da, îți poți construi curaj, cavalerul de bâte, determinare, ordine, îți poți construi victorile tale, 6 de bâte. Chiar dacă lumea e distrusă. Puterea o primești prin credință. Ai cheia. La o nouă realitate. La o nouă, de fapt, cheia aceste. Deschide ceva. O ușă. O lume. Ai cheia. 6 de monede. Valetul de cupe. Acum. Da, ai nevoie să alimentezi emoțional această creștere cu emoții curate, cu emoții pure, decât să stai în energiile negative care te vor distruge. Nu. Acum, să trec. Ia uite, regina de bâte. Să ai curaj. Să te protejezi de aceste atacuri energetice, negative, verbale și așa mai departe. Cele patru cărți, 8. Susțin ce am spus mai devreme. Cu regina de spade și 5 de spade. Două persoane diferite. Sau cavalerul de bâte și 10 de monede. Și 6 de cupe. Două persoane care s-au întâlnit în viață ca să facă un schimb de experiențe. Evident că persoana cu experiență mai multă are mai multe de oferit. Dar nu spunem că celălalt mai puțin experimentat, mai puțin învățat, nu are de oferit. Interesant ce are. Are vitalitatea asta pe care poate cealaltă persoană nu mai are, deși s-a transformat, deși renaște cu lumea, deși are succes, are născut și are succes, are putere în lume, are născut din niște programe, vedeți cărțile? Din niște programe religioase, dintr-o familie toxică, poate a pierdut pe cineva în familie.
Poate a stat în preajma familiei, în preajma unor persoane care i-au provocat puterea, care au fost egoiști și așa mai departe. Dar acest personaj, cred că are sens cu regina, era o regină, versus un 5 de spade. Un valet printre valeți. Cei doi pot să construiască, pot să vindece, ia uite, pot să muncească. 8 de monede. Și să aibă succesul lor. Ia, extraordinar, iar apare regele și regina de cupe și magicianul. Dacă. Și regina de spade. Bine, ar putea să fie mai multă lume aici. Dar puteți să creați, ia uite, împărăteasa și 6 de cupe. Puteți să creați ceva ce a rămas necreat dintr-o altă viață sau ce a rămas necreat din etapa aceea care trebuia să moară. Pentru că aici îmi place setul ăsta că e foarte ecologic. Ca și când tai un pom, dar rămâne rădăcina. În funcție de cum poți să deselenezi și să-l pui pe un teren mai bun sau să-l îngrijești și să dea rezultate mai bune decât înainte. Ați văzut, tai pomii și tot cresc frunze. Ideea este că legătura dintre voi este foarte profundă, lecția este lecția iubirii cu îndrăgostiții și împărăteasa, a compasiunii cu 6 de cupe, a telepatiei și a recunoașterii acestor diferențe, dar și a semuirii. Regina de spate și magicianul. Cred că persoana magicianul este persoana care mai devreme fusese 5 de spade și care urmează să se transforme în această perioadă. Regele de cupe și regina de cupe. Amândoi au un soi de yin și yang. Seamănă. Cu acele diferențe există și asemăiri. Dar trebuie să învețe să vadă și să simtă. Da, iar temperanță, echilibru, vindecare. 8 de bute, depășiți, 8 de bute depășește. Dezamăgile, 3 de spade, confuziile. E un secret în această, un secret, o magie, un mister al acestei întâlniri. Misterul ține de renaștere. Exact ce am zis mai devreme. Poți să, de transformare mai bine zis. Poți să te transformi, oricum, repet, ne transformă viața, așa, că te lași transformat, sau să te transformi conștient și să folosești oamenii care îți vin în viață, ocaziile acelea foarte speciale, să le folosești cu cap. Stai să le pun la loc astea. Pentru că dacă nu le folosești, cine știe dacă mai vin? Cine știe? Da, eu asta simt că se poate. Ia din seria aceasta de cărți. Da, pentru că vă oglindiți. Dar unul lucrează în proiecții, celălalt deja se cunoaște. Două părți. Tău ceva sau mi s-a coronat? S-a părut că s-a răsucit o casă. Bufnița. Ups! Iubita, te-am deranjat? Știi ce simt cartea asta dacă pică jos, o las jos.
în ideea că este ce nu s-a lucrat și s-o las. E etapa care trebuie lăsată în urmă. Ce nu s-a lucrat, pentru că acest castor reprezintă lucru de zi cu zi, într-o relație, în ceva. Și nu s-a lucrat în relație consistent, de-aia s-a ajuns la acel dezechilibru. Uita, te-am dat, Ciuciuleana. Este Merlin. Oh, regele de cupe, ce frumos. Ce frumos. Sau, de fapt, e balena de asta. Ia uite-l. Personajul care se transformă aici este. Ia uite, de la un iepuraș, de la un player care... Bine, iepurașul aici are are multe sensuri, dar persoană curajoasă, aventuroasă, care sare peste obstacole, dar unor poate să sară și peste ocazii. Este chemată să se transforme. Da? Apare scorpionul cu elementul acesta de foc să-și deblocheze un potențial. Cealaltă persoană, ce vreau să spun despre bufnița? Bufnița avertizează, vorbește. Este element de aer, dar poate să fie oricine care vorbește, avertizează apropo în întuneric. Poate cineva a avertizat în legătură cu un final, cu o transformare. Sau la finalul unui capitol al acestei relații a spus ceva. Ce trebuia spus. Bufnița reprezintă înțelepciune, da? Și posibilitatea de a vedea lucrurile din mai multe perspective. Și balena are calitățile sale emoționale. Dar cred că acum le accesează. Le-a avut, dar le-a ignorat. Da, ia uite, personaj foarte creativ aici, foarte puternic, cu multe calități în sensul de îndemânare. Poate să realizeze, să creeze multe, dar tendințe posesive. Și probabil că din acest motiv, relația dintre voi doi a trebuit să fie... trecută prin această etapă, să zic. Da, personajul e gelos. Probabil că va mai fi gelos un timp. Cu cât se ridică... și descoperă ce forță are prin emoțiile sale... Hai să vedem ce mai vine. Situația dintre voi doi. Este că amândoi comunicați. Amândoi transmiteți mesaj și balena. Doar că unor nu prea... are niște sunete mai speciale. Nu... nu mai dăm o carte. Între voi... Hiena și fiș. Este, peștele este simbol totuși spiritual. Reprezintă compasiune. Compasiune față de această atitudine sarcastică pe care cred că ambii o aveți, indiferent de evoluția voastră, etapa voastră, și o manifestați din când în când. Unul poate o manifestă mai des, altul mai rar, dar încă o mai manifestă. Și atunci... asta e. Trebuie să aveți compasiune față de, da, o atitudine ironică, sarcastică.
care ascunde o neîmplinire. Dacă depășiți acest lucru, puteți găsi, vă puteți învăța limbajul fiecare. Am spus că amândoi au ceva de comunicat în această perioadă. Dar trebuie să comunici cu valetul de cupe, da? Unul trebuie să-și ceară scuze, celălalt trebuie să le primească, să le asculte și să le primească. Și apoi creat podul acesta, e un pod. De magicianul. Valetul de cupe, doi de cupe. Da, puteți să munciți în această relație. Regina de cupe, da? Valetul și regina. Și voi doi, două suflete pereche. Da, sunt diferențe, dar se pot lucra aceste diferențe, dacă vreți. Magician. Să manifestați ce este de manifestat între voi doi, descoperiți și pe parcurs. O dată. De două ori. De trei ori. 10 de spade. Tăcere, dezamăgire. Probabil că acum nu comunicați. Și încă mai aveți impresia în momentele voastre de neîncredere pentru că nu s-a lucrat relația. Sau eventual a lucrat-o unul mai mult decât celălalt. Și s-a ajuns la această bitterness. Amărgură, acest gust amar care se manifestă prin poate chiar și pe fața voastră, încercați să ascundeți emoțiile, gândurile. Încercați să păreți indiferenți sau ironi, zâmbiți zeflemitor sau lansați vreo, eu știu, vreo vorbă care nu exprimă nimic din ceea ce simți și gândiți. Ba chiar opusul. Dar repet, compasiunea este calea. Bine, nu-i valabil pentru toată lumea etalarea asta, când te saturi de saturi. Dacă ați avut de-a face cu oameni care nu s-au transformat, clar că nu are rost să ascultați. Și nu vă pun să ascultați doar ca să-mi faceți mie vizualizări, nu. A, dacă vă face plăcere să mai ascultați chestii, mai învățați, da, e bucuria mea să fiți alături. Dar dacă ați avut de-a face, nu mai spuneți că, vai, că dacă n-a fost, nu v-a meritat, nu v-a meritat. Eu pentru cine... pentru un anumit grup de oameni care vor manifesta această punte. Vorbesc. Pentru că sunt finaluri și începuturi. De final. Doare tăcerea. Ia uite, cu cât e tăcerea, cu atât e mai greu. Da, în acest nou capitol îți dai seama cât de toxică poate fi tăcerea. Mai bine comunicai cât de cât decât să taci. Dar în această tăcere și în acest nou capitol cineva meditează și la natura sa toxică, era diavolul, la trecutul sau la adicțiile sale și le reconsideră. Regina de spade. Tot vrea să apară regina de spade, valetul de monede. Regina de băte. Da, cred că așa vine. 5 de cupe. Și 2 de monede. Da, are sens. Are sens. Turnul și steaua. Separarea a fost. Este. Șocantă. Dar șocantă va fi și vindecarea. Interesant, cineva a refuzat pur și simplu vindecarea. O persoană care... Steaua este o persoană care aduce vindecarea și cineva a refuzat această ofertă. Hop. Și acum trăiește haosul. Însă, revin. Se poate comunica, să comunici doar ce simți, regrete, și eventual că vrei să
Te vindeci. Îți dai seama, păi, am pierdut ocazia de a mă construi, reconstrui. Pentru că n-am înțeles. Pentru că Marea Preoteasă nu e ușor de înțeles. Uneori și când apare în tarot, e un secret. Ar trebui să scoți nu știu câte cărți, uneori poți să scoți câte cărți vrei. Dar, în fine, e separare între voi. Da, regina de monede, de probabil care afacerea sa, regina de spade, își cunoaște, are respect față de ea și are stimă față de oamenii care se construiesc. Regina de spade este cea care a oferit și oferă în continuare valetul de monede. Și invită la discuție. Celălalt personaj se vede clar prin poziția sa că n-a știut ce să aleagă și acum regretă. 5 de cupe, regretă că n-a văzut legătura. 5 de cupe, da, poate să fie, nu e musa, e poveste de amor, dar se poate la un moment dat transforma într-o poveste de amor. Când ai de-a face cu un suflet care te înțelege, te echilibrează, te vindecă, începi să iubești. Acest personaj a fost foarte dezechilibrat emoțional și poate și financiar. Prietenii, mediul, influențe nefaste. Dar regretă 5 de cupe în această perioadă. Și aici era, deci am vrut să văd compasiunea asta cum se manifestă. Regina de bâte și soarele. Ambele sunt două forțe creatoare, creative. Ambii puteți să vă reconsiderați, să zic, plexul solar, să aveți încredere în voi. Dar ce drăguț, regina de bute poate să-l vadă pe celălalt sau să o vadă, depinde ce este, că e o energie. Să vadă că celălalt e la început de drum, dar e un copil în această călătorie către soare. Ideea este că între voi este atracție foarte puternică. Foarte puternică. Personajul ăsta este foarte sexual. Nu zic că cealaltă nu este, că e o regină de băte, de spade, de monede, probabil o persoană foarte complexă. Am văzut și regele și regina de cupe. Povestea dintre voi este complexă. Sau așa îmi place mie să o văd. Sau așa îi place Duhului să-mi arate complexitatea, profunzimea acestei posibilități a unora. Acest personaj acum învață să devină, soarele este bărbatul divin, să devină puternic sau puternică în preajma acestei. Dacă regina de spade iartă și studiază un pic mai mult problema și rămâne generoasă, cum cred că a fost și înainte, se menține legătura dintre voi prin atracția care este și poate să fie inspirație pentru acest personaj. Da, regina de bâte inspiră. Regina de spade inspiră. Ce mai simt? Ce drăguț! Ce drăguț! Care e chestia? Deci, aici e lecția, podul. Ce veți găsi pe acest pod? Voi simțiți conexiune emoțională, simțiți atracție. Dar până acum au fost niște probleme. Am exprimat cât am putut, mai știți și voi, da? Personajul acesta, care este, să zic, mai înțelept, cred că din cauza experiențelor de viață a devenit o leacă cam prea sobru sau sobră. În aparență, regina de spade, oricine poate fi, este o persoană care știe să iubească foarte mult, foarte devotată.
Dar uneori pare rece, sobră, pentru că a pierdut. Poate să fie văduvă, poate să fie divorțată sau poate pur și simplu a fost rănită de multe ori. Și a învățat să-și manifeste în situații de criză măcar rațiunea. Aici este lecția acestei persoane. Regina aceasta sau ghidul acesta, că e o mare preot, este, se poate dezgheța, își poate reconsidera sexualitatea chiar. Poate să devină mai caldă în preajma acestui personaj dacă și personajul acesta se maturizează. Că dacă nu se maturizează, o aduce iar în această poziție. Care își pune armura, se închide, gata, nu mai sunt bărbați, nu mai sunt femei, nu mai sunt aia pe lumea asta, rămân singură și așa mai departe, sau singur. Că așa face, intră în extreme. Deci, cred că e clar. Sper. Concluzia este, personajul acesta regretă. Cred că e pregătit cu valetul de cupe sau pregătită să exprime dorința de a echilibra, am văzut temperanța, apare 6 de monede, de a crește. Și cum să crești dacă n-ai emoții apă și dacă n-ai soare? Și soare, inspirația vine de la această persoană, dacă persoana aceasta își lasă garda jos. Măcar un pic. Și arată cât de caldă poate să fie, că această persoană poate să fie foarte caldă. Aproape magică. Dar, repet, când simte că probabil a fost foarte dezamăgită. Am zis și unul și altul a fost sarcastici. Unul pentru că așa a fost așa experimentat în mediul său, printre prieteni, a înțeles masculinitatea celălalt. Pentru că este foarte dezamăgită, cealaltă persoană, energia feminină foarte dezamăgită și exprimă o variantă feminină negativă. Când ești sarcastic, nu mai ești. Cum ar trebui să fie? Nici unul, nici celălalt. Dar e fain. Regina de Bâte și Soarele. Și dacă sunt diferențe, chiar de vârstă, este frumos. Dacă acest personaj este mai personal, această persoană e mai matură, să-l vadă pe celălalt cum crește. Da? Exact ce am zis mai devreme cu îndrăgostiții. În această perioadă, persoana cu experiență arată calea. Celălalt urmează, da? Copil urmează calea. La un moment dat, se schimbă rolurile. Acesta va deveni inspirație și mare lucru. Nu știu, vă spun și din punctul de vedere al unui profesor. E frumos să-ți vezi elevii, copiii pe care i-ai instruit, cum cresc și devin inspirație pentru alții. O să vedem. Când nu știu cât am vorbit, nu mai mă uit, o să mă uit la final. Final. O dată, doi. Valetul de cupe. Tot apare. Personajul trebuie să-și ceară scuze sau să exprime emoții. Ideea e să nu mai fiți 6 de cupe. Arată împăcare. Hai să ne întoarcem acasă, da? Aici este tatăl. Și la știți la ce tată mă refer, da? Tatăl nostru. Tatăl. Așteaptă. Să iertați. O dată, de două ori, de trei ori. Sau sinele superior, soarele. Eu te stea. Mai, lucrurile se pot rezolva în această situație. Dacă trei situații în care nu se mai poate rezolva, ascultați cu sufletul deschis, cu mintea deschisă și nu intrați în panică. Dacă s-a ajuns la punctul în care nu se mai poate rezolva, nu se mai poate rezolva. Dar aici se poate. 8 de spade. 9 de bâte.
Da, două persoane, da? Unul ne eliberează pe celălalt și apoi stați împreună și luptați, creați, vă faceți planuri de viitor, de expansiune și blocați acel trecut. Și oamenii care v-au stat în cale. Puteți, Regina de Cup, cu compasiune, cum am zis mai devreme. Ia uite, un cuplu puternic. Da, celălalt e mai... Mai și bestiuțele ce drăguțe sunt uneori. Parcă ați fi de altă rasă. De altă specie, spirituală, mentală, emoțională, culturală. Dar puteți, dacă vreți. Regele de cupe. Ia uite. Regele de cupe. Iar în acest... E același cuplu. Doar sunt aspecte emoționale, fizice, cu focul ăsta foarte intens. Atracție foarte, foarte mare între voi. Dar dacă lucrați un pic cu mentalul vostru și mai ales acest personaj, ia uite, în acest nou capitol. Dar voi trebuie să vă păstrați, nu să oferiți mai mult. Doar să nu vă închideți. Cine aici? Doar să nu vă închideți și să nu fiți mai glaciali decât e cazul, sau glaciali. Puteți să fiți și bărbați și femei, da? Nu. Rămâneți calzi. Pentru că această persoană simte foarte profund, dar ce mai simt, vrea să se elibereze, să se curețe de o situație toxică, de niște adicții și eventual să-și lucreze atracția asta foarte intensă pe care o are față de voi. Cum? Folosind o gândire mai înaltă. Regele de spade, regina de spade, da? Cu alte cuvinte, puteți pe acest pod să găsiți mai multe puncte comune decât credeți acum. Se poate. 10 de bâte a fost greu. Și mai ales greu este pentru cel care trebuie să renască, să se transforme. Probabil un grad de dificultate este și pentru acest personaj. Care este mai matur? Gradul de dificultate este sau cum să explic? Da, acest personaj s-a obișnuit să se închidă în sine. Deși are calități, are multe de oferit. Da, aici este problema acestei persoane. Să rămână deschisă, caldă, înțelegătoare, pentru că aici, în asta constă forța mentală, emoțională, spirituală. Și am zis și de monede. Probabil că este o împărăteasă. Chiar dacă e bărbat, poți să vorbesc despre un bărbat în energia sa, da? Da, în principiu. Se poate lucra în această perioadă. Anumite cupluri, nu toate, vor lucra. Anumiți oameni imaturi se vor transforma. Soare înseamnă trezire. Își vor da seama. Da.
Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!